Cetatea Râșnov, situată în județul Brașov, este una dintre cele mai bine păstrate cetăți țărănești din România. Construită în secolul al XIII-lea de către cavalerii teutonii și extinsă de-a lungul secolelor de comunitatea săsească locală, cetatea a servit drept bastion de apărare împotriva invaziilor tătarilor și otomanilor. Cetatea Râșnov nu a fost construită ca reședință nobiliară, ci ca o fortăreață destinată să ofere adăpost și protecție locuitorilor din zonă în caz de atacuri. În interiorul zidurilor cetății se află o adevărată așezare medievală, cu case, biserică, școală și depozite de alimente, reflectând viața cotidiană a comunității de odinioară. Cetatea Râșnov se află pe un deal calcaros la marginea orașului Râșnov, în județul Brașov, la doar 15 km de Brașov și 10 km de Castelul Bran. Poziția sa strategică, pe un promontoriu stâncos ce oferă vizibilitate panoramică asupra țării Bărsei, a fost aleasă pentru a controla și proteja drumul comercial care leagă țara românească de Transilvania, oferind în același timp o apărare naturală împotriva atacurilor. Cetatea Rășnov are o semnificație istorică și culturală deosebită, fiind un simbol al rezistenței și al capacității comunităților locale de a se apăra împotriva amenințărilor externe. Este una dintre cele mai importante cetăți din Transilvania, renumită pentru zidurile sale groase, turnurile de apărare, fântâna adâncă de 146 de metri săpat în stâncă și pentru atmosfera sa medievală autentică. Cetatea a fost restaurată și conservată cu grijă, devenind o atracție turistică majoră și un loc de desfășurare a numeroase evenimente culturale și festivaluri medievale. Etatea Râșnov oferă o incursiune fascinantă în istoria medievală a Transilvaniei. Vizitatorii pot explora zidurile de apărare, turnurile, curțile interioare și muzeul cetății, care găzduiește o colecție de arme, costume medievale și artefacte istorice. Cetatea este situată pe o stâncă de calcar, oferind priveliști spectaculoase asupra munților Carpați și asupra întregii țări a Bârsei. Aceasta este o locație ideală pentru iubitorii de fotografie și pentru cei care doresc să admire peisajele naturale ale Transilvaniei. Cetatea găzduiește frecvent festivaluri medievale, concerte și evenimente culturale care readuc la viață atmosfera de odinioară. Vizitatorii pot participa la ateliere de meșteșuguri tradiționale, demonstrații de lupte medievale și spectacole de teatru și muzică. Cetatea Râșnov este ușor accesibilă și se află în apropiere de alte atracții turistice importante, cum ar fi Castelul Bran și orașul Brașov, făcând-o o destinație ideală pentru o excursie de o zi sau un itinerariu turistic extins în Transilvania.